Credincioșii parohiei Sfântul Mare Mocenic Gheorghe din Satu Mare au preluat de la Sfântul lor ocrotitor râvna și perseverența, căci un sfert de secol au durat lucrările lăcașului lor de cult sfințit în urmă cu doi ani. În zi de hram, sute de sătmărene au participat la Sfânta Liturghie oficiată de preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Împreună cu ei au fost și autoritățile locale și județene. După slujbă, ierarhul a binecuvântat Centrul Social-Cultural Justinian Arhiepiscopul și noul lumânărar al bisericii. Sala dispune de un spațiu generos și va servi activităților catehetice cu copiii. Am revenit în această atmosferă pascală, plină de frumusețe divină și de lumină sfântă, la parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din municipiul Satu Mare. Unde în ultimele două decenii s-a construit o biserică minunată, cu o pictură luminoasă, cu o arhitectură românească, tradițională, într-o zonă a orașului unde era o necesitate de cult. Biserica a început și a fost încheiată ca și construcție pe vremea părintelui Pop Cornel. Piatra de temelie a fost pusă în. 1997 de către Înalt Preasfințitul Iustinian, rednic de pomenire. În 2000 au intrat înăuntru pentru slujire, iar în 2021, în 4 septembrie, după ce au fost toate desăvârșite și biserica a minunat împodobită, am făcut slujba de sfințire acum păstorește aici părintele Cristian Peteri, ajutat de părintele Călin Palfi, doi preoți mai tineri care au preluat această moștenire și continuă lucrarea pastorală. Au construit în vecinătatea bisericii, au amenajat propriu zis un spațiu mai vechi, într o sală socială, căreia i-am dat un nume și am sfințit-o astăzi și un lumânărar frumos ca o necesitate de cult. Nu se mai aprind lumânări în biserică, nu doar pentru că se degradează pictura, ci și pentru protecția bisericii și a locașului de cult, pentru că lumânările pot fi o sursă de incendiu dacă nu sunt supravegheate. Pentru strădania lor și pentru felul în care își manifestă credința, preasfințitul părinte Justin le-a oferit Consiliului Parohial și Comunității medalia omagială Justinian, Arhiepiscopul, din partea parohiei, preasfințitul părinte Iustin a primit în dar o bederniță. Ne bucurăm pentru prezența credincioșilor într-un număr atât de frumos și ne adăjduim ca să fie astfel de momente frumoase și pe viitor. Eu am spus acolo că generația aceasta care a zidit biserica poate fi socotită ca o generație de aură bisericii care a jerfernicit și are nevoie și de momente de bucurie pentru tot ceea ce s-a ostenit și s-a ridicat aici de la zero, începând de la piatra de temelie până ajungi la târnosirea bisericii. În viitorul apropiat, parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Satul Mare va demara lucrările unei capele mortoare.